Artur Ionita a reușit un gol în Serie B din Italia. Echipa lui Leco a pierdut meciul de pe teren propriu cu Ternan, a scor 2 la 3, deși la un moment dat a condus cu 2 la 0. Artur Ionița a înscris golul 2 al echipei sale. Pentru internaționalul nostru este a doua reușită pentru Leco în actualul sezon. Anterior, presa italiană a relatat că Ionița este cel mai bine plătit jucător din lotul lui Leco și unul dintre cei mai bine plătiți jucători din Serie B.